emisiunii de astăzi este domnul Ilie Șerbănescu, analist economic și fost membru al guvernului la un moment dat, pasionat de călătorii în munți, adică de ieșire în natură și în ambele calități este invitatul emisiunii Green Report de astăzi. Bună ziua, domnul Șerbănescu! Bună ziua! Am două întrebări importante, iar una dintre ele se referă la măsura în care putem să contribuim cu toții la curățirea României. Trebuie ca să plece, totul să plece de la noi, de la cei de pe stradă, de la ONG-uri sau de la guvern? Păi eu cred că în primul rând trebuie așa să existe presiunea câteva sute de ani cu care să înceapă rezolvarea problemei. După aia cred că trebuie să fie un guvern foarte puternic, care să fie foarte determinat în ce face și participarea noastră a tuturor este obligatorie, că altfel poți să ai cel mai minunat guvern din lume, că dacă noi tot o aruncăm pe jos hârtiile și facem cultură de peturi, unde suntem, cred că, primii în lume, tot nu facem nimic. Vreau să vă spun că am fost până la Arad și am văzut ceva absolut incredibil la un moment dat. Vă dau și localitatea, se numește Vețăl, puțin mai departe, din punctul nostru de vedere, de Deva. Și acolo trece Mureșul alături de șosea, mă uitam ceva și nu venea să cred, m-am dat jos din mașină și m-am uitat. Am stat, am și filmat, am filmul absolut incredibil. Cât am putut eu să-mi pierd timpul acolo, 20 de minute, se scurgeau apele Mureșului pline de peturi. In continuu, nu știu de când se scurgeau și până când, nu mai am acest, dar nu cunosc acest lucru, dar era o chestiune strict semnificativă pentru ce este România actuală, din punctul acesta de vedere. Credeți că la un moment dat se pot adopta niște legi care să îi oblige efectiv pe oameni să își facă curățenie sau măcar să o mențină în momentul în care ea este făcută, în jurul casei, în jurul blocului, pe teren și așa mai departe? Se pot adopta, dar repet, dacă noi vom continua să mergem în locuri unde nu există niciun control în mod obiectiv, că nu o să stea poliția după tine, vom continua să aruncăm peturi, alte hârtii, ce rămâne de la o pachet de biscuiți și așa mai departe, degeaba vom face, totul va fi degeaba. Spuneți-mi, vă rog, cum se comportă românii ca turiști în parcurile naționale montane? Execrabil. În primul rând, acolo este cea mai mare nenorocire, jaful care se face, pentru că este un jaf. Nu se poate numi altfel. Al pădurilor, eu nu știu cum mai rezistă ce a mai rămas, pentru că în măsura în care dai pădurile jos, torenții își fac de cap, nu mai pot exista nici drumuri și așa mai departe. Și, repet, în toate văiugile munților găsești reziduri nerecuperabile sau nebiodegradabile. Concluzie? Fără speranță pentru următorii ani? Mi se pare fără speranță pentru următorii ani. Cunosc muntele foarte îndeaproape și sunt îngrozit. Domnul Ilie Șerbănescu, ne-a sătit la emisiunea Green Report de astăzi. Din păcate nu cu vești prea bune în ceea ce privește soluții pentru alte elemente care țin de ecologie în România pe Green Report și pe site-ul nostru tvr.ro/greenreport.